Deci vrea, fără o introducere lungă, să vă rog respectos să deschideți împreună cu mine la Matei, capitolul 7, de la versetul 13, de unde vom citi cuvântul Domnului. Matei, capitolul 7, versetul 13, cuvântul Domnului vorbește așa. Intrați pe poarta cea strâmtă, că largă este poarta și lat este drumul ce duce la pieire și mulți sunt cei ce intră pe el. Și strâmtă este poarta și îngust este drumul ce duce la viață și puțin sunt cei ce îl află. Feriți-vă de profeții mincinoși care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. După roadele lor îi veți cunoaște. Haideți să citesc de acolo că am o traducere nouă și îmi dau seama că îi veți recunoaște îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini. Tot așa, orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi dracii în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit și voile, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea. Dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit și au suflat vânturile, au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Amin. Am bucuria să închei cel mai frumos mesaj pe care Domnul Isus Hristos l-a adus pe pământul acesta. Este vorba de predica de pe munte. Este un mesaj de o profunzime absolut uluitoare, pentru că de 2000 de ani tot se predică din mesajul acesta și pare că nu mai îi epuizăm comorile de duhovnicie. Avem în fața noastră un mesaj absolut magistral, care debutează în capitolul 5 și se finalizează în capitolul 7 și astăzi vom discuta despre concluzia, aplicația acestui mesaj. Și vreau să vă spun că este un mesaj de o importanță capitală. Dacă astăzi sunteți aici, felicitați-vă. Este un mesaj pe care n-ar fi trebuit să-l ratați. Pentru că foarte multe lucruri le putem negocia cu privire la viața noastră. Sunt foarte multe lucruri pe care le putem negocia în Biserică, în practicile Bisericii. În doctrinele minore ale Bisericii, dacă vreți să mă exprim și în felul acesta. Dar nu putem negocia când vine vorba de salvarea Sufletului nostru. Este cel mai important aspect al vieții unui om. Și dacă astăzi suntem aici, vreau să vă spun că uh, trebuie să fim foarte responsabili cu privire la Sufletul nostru. Dragul meu, nu ești un trup. Tu ai un trup. Tu ești un suflet viu, dat de Dumnezeu, care într-o bună zi se va prezenta înaintea lui Dumnezeu și va da socoteală de fiecare faptă, de fiecare cuvânt, de fiecare atitudine, de fiecare motivație. Lucrurile sunt extrem de serioase dacă le credem. Vorba acelui musulman, dacă am crede, dacă am crede, e o problemă de credință. Atenție, nu e problema de o credință declarată pe care majoritatea o au. Că merg în penitenciar și vorbesc cu oameni care spun că și ei sunt credincioși. Și ei revendică o credință. Și majoritatea oamenilor revendică o credință. Și dacă ne uităm pe social media și discutăm și vedem și citim despre o grămadă de oameni care ne propun o grămadă de căi. Și niciuna din aceste căi nu ne spun uh, ei că vor duce într-un loc rău. Ci cu toții vor spune vor spune, ne vor promite că la sfârșit vom merge în împărăția lui Dumnezeu. Fiecare are o perspectivă, nu? dacă ar fi să discutăm cu Biserica Oficială, cu Biserica Ortodoxă și n-aș vrea să, să creadă cineva că țintesc în direcția aceasta. Și nu vreau doar să-mi prezint, să prezint mesajul așa cum Dumnezeu mi l-a arătat și mie în micimea mea, dumneavoastră puteți lua cei bun și puteți arunca ce nu-i bun. Dumnealor ar spune, la noi este credința. Dacă am merge la Biserica Catolică, și Dumnealor ar spune și noi avem credința adevărată. Dacă ar fi să meargă într-o biserică cineva, într-o biserică protestantă, și Dumnealor ar spune, la noi este credința adevărată. Dar nu-i suficient dacă ar fi să mergem în, în India și ar fi să discutăm cu budiștii, și Dumnealor ar spune, calea păcii, calea lui Buddha este calea adevărată. Calea autorealizării, parcurgerea ceacrelor, acea nirvana unde poți atinge Absolutul. Dacă ar fi să mergem să vorbim cu musulmani, ei ne-ar spune, Mahomed este calea, Urmândul pe el vom ajunge într-un rai, dar ferice de cei care poartă războiul sfânt, pentru că la sfârșit vor avea 20 de virgine sau 40, nu știu exact cât. Adică un rai al bărbaților nepocăiți. Fiecare, în accepțiunea lui, are o perspectivă cu privire la calea care duce în împărăție. Ce aș vrea să discutăm în dimineața aceasta este că... Um, nu toate aceste căi duc în împărăție. Și că trebuie să fim foarte atenți și să discernem cu mare atenție pe ce cale suntem. Pentru că este cumplit să ne aflăm pe calea greșită. Nu e așa că ar fi o tragedie să escaladăm toată viața noastră un munte și la sfârșit să constatăm că e muntele greșit? Nu e așa că ar fi o tragedie să dorim să mergem spre o țintă și la sfârșit să ne dăm seama că suntem pe un drum greșit? O tragedie! Să escaladăm pe o scară un perete înalt și la sfârșit să constatăm a fost peretele greșit. Nu știu dacă îți mai aduce aminte, Manu, când lucram eu la tine și veneau câte unii și ne spuneau băi, am făcut o afacere extraordinară, mi-am luat un telefon, mi-am luat un iPhone și scoteau un iPhone de acolo și l-am dus pe ăsta. Un preț dă nimic, și scotea un iPhone și când ne uitam la el și când îl deschideam avea baterie de Nokia. Era din ăla făcut pe vapor. Și omul pleca din fața vânzătorului cu satisfacția. L-am dus pe ăsta, l-am păcălit. Și am stat și m-am gândit cât de asemănătoare sunt aceste imagini cu viața multor creștini care spun, am luat produsul corect. Și la sfârșit se uită și îți dau seama că e un fake. E o imitație ieftină. Acel lucru n-a fost făcut de producătorul inscripționat pe el. Și asta ce vrea să ne gândim dacă credința noastră este credința dată de Dumnezeu sau este o credința noastră. Asta este bătălia. Am zis că sunt foarte multe uh, propuneri, zici, sunt foarte multe propuneri, chiar domnul Conector ne-a spus, Conector nu Conector, Conector ne-a spus că uh, toate drumurile duc la Roma. Că nu e nicio problemă dacă suntem pe calea aceasta iubirii. nu e așa? Iată, e o discuție întreagă uh, la campionatul mondial cu acele banderole. One love. Nu? Suntem inclusiviști, trebuie să fim pe calea aceasta iubirii. Toți vom merge în împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos spune exact opusul. Spune că nu sunt foarte multe căi, că sunt doar două. Iată, avem două intrări, două porți. Una e îngustă, alta e largă. Avem două drumuri, unul este îngust, altul este larg. Avem două feluri de copaci, unii sunt buni, alții nu sunt buni. Avem două feluri de profeți, unii sunt mincinoși, alții nu sunt mincinoși. Avem două feluri de construcții. O construcție este bună, iar cealaltă este o imitație ieftină. Avem două feluri de oameni. Unii vor merge în bucurie, iar alții vor merge în distrugere eternă. Avem două feluri de destine. Înțeleg în felul acesta că lucrurile sunt foarte simple. Și vreau vrea să te rog să afișezi să încep să pui PowerPoint-ul pe care l-am pregătit pentru dimineața aceasta. Astăzi vreau să vorbesc despre credința autentică. Despre ce înseamnă credința autentică fără să spun credința autentică este la noi. Veniți la noi. Nu, nu, nu este la noi credința autentică. Haideți adică să, să, o tranșăm încă de la început. Credința autentică nu este la noi. Credința autentică nu este la noi. Liniștiți-vă, nu vrem să vă facem prozeliți. Nu vrem să vă spunem că într-o anumită biserică sunt lucrurile bune. Vreau doar să adaug, să, nu, nu să adaug, să scot niște principii pe care Hristos le-a enunțat și care se vor potrivi și cu viața noastră, dacă se vor potrivi, dacă nu, va trebui să ne pocăim în standardele și în rigorile pe care textul ni le prezintă. Înainte să spun ce este credința adevărată, aș vrea să spun ce nu este credința adevărată. Și asta este mai mult pentru noi, protestanții. Credința adevărată nu este o gândire pozitivă. Credința adevărată nu este optimism. Nu este numirea și revendicarea credinței. Nu este profesie, nu este declarație, nu este posesiune intelectuală. Credința adevărată nu este agrearea crezurilor și a mărturisirii statutului doctrinar. Credința adevărată nu înseamnă emoții sau doar emoții pentru Dumnezeu și pentru Isus. Nu este nici măcar mărturisirea lui Isus. Nu este o acceptare a unui acord sau un acord cu adevărul istoric al Bibliei. Nu este nici măcar credința că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că nu Scriptura a înviat din morți pentru noi. Și în ultimă instanță, credința adevărată nu este rostirea unei rugăciuni. Credința adevărată nu este rostirea unei rugăciuni. Te rog, mergi mai departe cu uh, slide-urile. Primul punct al mesajului uh, pe care uh, aș vrea să-l aduc înaintea noastră este legat de caracteristicile credinței autentice. Credința autentică are câteva caracteristici. Credința autentică are câteva semnalmente după care o putem distinge în viața noastră dacă ceea ce avem, atenție, este un telefon adevărat sau este o machetă ieftină. Ele două seamănă perfect. Problema se află în interiorul lor. N-aveți idee câți oameni au cumpărat telefoane cu săpun înăuntru. Pentru că băieții au fost cu mână iute și le-au arătat un telefon bun și când l-au dat, l-au dat pe ăla cu săpun înăuntru. Uită-te bine în viața ta ca nu cumva diavolul să-ți fi dat o credință de mâna a doua. Să stai liniștit în banca ta cântând cântările bisericii, mergând la biserică, făcând ritualurile religioase și în același timp să mergi în iad. Și să nu știi că mergi în iad. Nu știu dacă v-am mai povestit toată Risc să lungesc mesajul și nu-i nu cazul. Dar cele mai scumpe banane le-am luat odată când m-am dus cu fimiul la mare. I-am dat 50 de lei. 50 de lei au costat 3 banane. Mi-a spus că nici n-am fost atent. Fii mi a zis, tati, -mi am și mie niște banane. I-am dat 50 de lei, mi-a zis, nu mi-ați dat bani, i-am mai dat 10 lei, mi-a dat restul la 10 lei și am plecat cu banane de 50 de lei, 60 de lei. Dar am plecat mulțumit. Abia acasă când am ajuns și am numărat banii, era și simplu să-mi dau seama că în lipsește 50 de lei, că n-aveam mulți. M-am uitat și am zis: Banane de 50 de lei, cumplit! Dar să realizezi la sfârșitul vieții tale că ai luat bananele de 50 de lei, e groaznic. Dragul meu, aș vrea, dincolo de aceste zâmbete, să spui semnele de întrebare. Te rog, mergi cu prima, primul slide. Credința autentică presupune o decizie. Asta spune Domnul Iisus Hristos: acest text debutează cu un imperativ aurist. Intrați pe poarta cea strâmtă! Dragii mei tineri, Hristos nu are nepoți. Nu poți împrumuta credința părinților. Dumnezeu are doar copii. Nu te poți mulțumi, nu ți poți alina conștiința gândindu-te, da, părinții mei au fost credincioși, Dumnezeu să aibă milă și de mine. Nu există așa ceva. Nu există o credință culturală, ne-am născut creștini. Al minter, de ce ar mai spune Hristos să intrăm? Pentru că nu suntem intrați. Pentru că ne-am născut greșit. Pentru că copiii noștri știu de mici să mintă. Și sunt convins că niciunul dintre noi nu i-a învățat. Adi, copiii tăi știu să mintă. I-ai învățat, le-ai dat... Nu. Nici ai mei. Când au mințit prima dată, s-au înroșit toți. Așa erau caracii. A doua oară pe jumătate, a treia oară și ce s-a întâmplat? Și ei au crezut-o. Și ei au crezut-o, s-au specializat. Pentru că vine din lăuntru, pentru că ne-am născut în păcat. Nu învață nimeni să fie nervoși și cu toate astea sunt nervoși. Nu învață nimeni să arunce vina pe celălalt și cu toate astea știu. Pentru că e o moștenire adamică. Suntem chemați să intrăm, să luăm o decizie personală. Asta este încă o diferență dintre noi ca protestanți și biserica ortodoxă. Fără să vorbesc de rău, doar prezint niște realități, biserica oficială spune există o mântuire de obște, noi spunem mântuirea este personală. Este între tine și Dumnezeu, trebuie să te pocăiești tu, trebuie să te întorci tu de la calea ta rea. Pentru că nu ne naștem bine. Îl înjurăm pe Dumnezeu, mințim, suntem răi unii cu alții, curvim, avem un număr absolut grandios de avorturi. La nivel național, o țară creștină, suntem bețivi. Suntem răi, nici bisericile goale și cărciumile nispline, Cluburile de noapte sunt tăxite de noi. Din motivul acesta trebuie să intrăm, trebuie să luăm decizia personală să intrăm pe această cale. Haideți să mergem mai departe. Este o experiență personală care exclude orice altă formă de colectivitate. Pe această cale. Georgica e ca la stadion când intri pe turnicheți. Nu poți intra la turmă. Fiecare intră pe locul lui. Nu o să te întrebe Dumnezeu de ce nu te-ai pocăit sau când o să te întrebe Dumnezeu de ce nu te-ai pocăit tu de ce nu te-ai întors, nu o să poți să spui, Doamne, știi, păstorul. Păstorul de acolo nu mi-a plăcut de el. Mie nu mi-a plăcut cântăreții. Mie nu mi-a plăcut ușierul. Fiecare va da socoteală de ceea ce a făcut el. Fiecare va trebui să intre pe această cale fără niciun fel de bagaj. Nu poți intra pe turnicez, nu poți intra în Matei, ca, în Ioan capitolul 10 spune că e ca ușa oilor. Intri fără bagaje. Pentru că înaintea lui Dumnezeu nu poți să te duci cu realizările tale religioase. Nu poți să te duci și spui lui Dumnezeu, uite ce am realizat. Simte-te cumva să mă binecuvintezi, să mă salvezi. Nu ești impresionat de mine. Nu poți să faci așa ceva. Nu poți să faci așa ceva. Asta este încă o deosebire dintre noi și biserica oficială. Dacă ar fi să mergi la un schit în mănăstire și să bazi la ușă, părintele de acolo, Ava, acel Ava ne-ar spune, dacă ar fi întrebat, ce faci, părinte? Mă mântuiesc. Mă mântuiesc. Îmi lucrez mântuirea. Biserica protestantă spune, noi suntem mântuiți. Noi suntem salvați prin Hristos în momentul pocăinței. Suntem născuți din nou. Primim viață veșnică. Bun, haideți să mergem un pas mai departe. Este o cale care se poziționează în antiteză cu toate celelalte. Așa cum spuneam mai devreme, deși sunt prezentate o grămadă de, de căi. Și cum ne-a spus uh, fratele Connector, că nașterea din nou, v-ați gândit dumneavoastră că e nașterea din nou și nașterea din nou, e simplu, ne-a spus. Cum e nașterea din nou? Nașterea din nou zice e apă și duh, nu scrie așa că e apă și duh, da? Păi noi suntem 80% apă. Uită-te înăuntru tău și 80% e apă. Și uh, ochii tăi din cap sunt uh, apă. Asta este simplu. Toate celelalte, nu sunt multe. Religiile păcii, religia uh, auto... Zici, zi, ajută-mă cuvântul. Autosugestii, nu? Autorealizării, mulțumesc, Alin, gândim la fel în dimineața asta. Autorealizării, trebuie să mă autorealizez. Nu sunt oameni care nu se pocăiesc fiindcă mai au probleme cu țigările? Zice, eu trebuie să renunț la țigări și atunci o să mă pocăiesc. Atunci înseamnă că ești propriul tău Mântuitor. Nu mai ai nevoie de un Mântuitor. Toate celelalte căi sunt aduse într-una largă și toate merg spre Iad, așa spune Hristos. Una singură duce spre cer. E îngustă? Oamenii spun despre. Asta este o problemă teologică mare. Domnule, voi sunteți foarte înguși la minte. Da! Pentru că noi credem că doar prin Hristos omul există, sau doar prin Hristos există mântuire. În afara lui Hristos nu există mântuire. Dacă faci un rabat un grad de la teologia cristică, vei merge în iad. Dacă te bazezi pe altceva în afara de Hristos, vei merge în iad, indiferent cât de bun ești. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu intră doar credința și neprihănirea lui Hristos, nu neprihănirea personală. De fapt, această predică, așa cum v-am spus, este o concluzie a predicii de pe Munte. Iar în predica de pe Munte avem două feluri de religii. Avem două feluri de religii. O să vedem puțin mai încolo. Haideți să facem un pas mai înainte. Toate celelalte religii sunt într un mare. Calea mântuirii e una micuță, aproape, aproape imposibil de găsit. Trebuie să faci un efort să intri acolo și spune, nevoiți-vă să intrați? Termenul grecesc este agonizomai. Agonizează fă efortul unui sportiv să intre acolo. Nu e ușor, nu este intuitiv, nu este ceva reflex, este ceva ce trebuie să cauți. Are o, o formă de violență această convertire? Pentru că te întoarce de la viața ta, te întoarce dinspre tine spre el. Această credință, spune Biblia, ferice de cei care află, sunt puțini care o află. Această credință nu este suficient să fie înțeleasă, nu este suficient să fie admirată, nu este suficient să fie discutată. ea trebuie aflată în viața ta de zi cu zi. Și își vrea să te întreb astăzi, ești aici, tu când ești tu singur, cu telefonul tău, ai găsit calea. Atunci când ai posibilitatea să înșel pe cineva, ai găsit calea asta îngustă. Atât de simplu este. Noi le complicăm, noi spunem că uh, sunt multe căi, avem o problemă și cu siguranța mântuirii în biserică, pentru că, așa cum am spus, sunt doar două căi, sunt doar două feluri de oameni, noi ne gândim că există și a treia. O combinație monstruoasă de lumină și întuneric. Dragii mei, nu există decât două categorii de oameni. Morți în păcat sau morți față de păcat. Vreau să repet asta. Nu există decât două categorii de oameni. Morți în păcat și morți față de păcat. Cu o credință autentică și cu o credință falsă. O a treia categorie nu există. Și Dumnezeu să ne dea lumina aceasta, să ne analizăm, să ne întrebăm. Sunt un om care doar înțelege credința aceasta. Oameni din lume înțeleg credința aceasta. Știți că sunt oameni cu care eu discut și spun, domnule, voi la focăitia acolo nu trăiți chiar cum trebuie. Dar de unde știți tu? El știe. Și tu, zic, un an de zile vină să arată-ne ce înseamnă pocăință. Arată-ne, demonstrează-ne ce înseamnă pocăință, să înțelegem. Să vedem dacă ai găsit calea aceasta strâmtă în viața ta. Atunci când te ceri cu soția, dacă ai învățat să taci. Atunci când ai posibilitatea să câștigi o sumă de bani într-un mod ilicit. Dacă ai găsit calea strâmtă în viața ta sau nu. Haideți să facem un pas mai înainte. Asta este bucuria vieții mele. Aduce viață în momentul în care se intră pe ea. Toate celelalte religii, uh, ce spun? La sfârșit o să vedem. La sfârșit vom vedea dacă Dumnezeu o să ne accepte. Știți, talerul, acel taler, fapte bune și fapte rele. Dacă așa stau lucrurile, vreau să vă spun, de astăzi, dar negoi nu se califică pentru intrare în împărăția lui Dumnezeu. Mă chinui să fac fapte bune, îmi doresc să fac fapte bune, dar niciodată nu cred, nu cred că aș putea să revendic salvarea în baza faptelor mele bune. Pentru că și atunci când am făcut fapte bune, mi-am dorit câteodată să fiu fotografiat. Ca domnul Gigi Becali. Plic, știți? Când veneau colindătorii și le dădea Dumnealui așa cu mări nimie bani. Și camerele de filmat. Și în rugăciune e o slavă de șart și încântare când coborâm de aici, câteodată ne urcăm cu un gram de smerenie și coborâm cu o tonă de mândrie. Cum am putea să credem că vom intra în împărăția lui Dumnezeu prin faptele noastre bune? Calea credinței se poziționează în antiteză, în contrast cu toate celelalte. Primești viață în momentul în care intri prin această poartă strâmtă, fiindcă această poartă strâmtă este cine? Asta spune eu, sunt ușa. Pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară. Și cine a venit la Domnul Iisus Hristos poate să fie un copil spiritual. Dar Ioan ne spune, vă scriu copilașilor ca să știți că voi care credeți în El, aveți viața veșnică, aveți păcatele iertate. Nu trebuie să așteptați până la sfârșit, bucurați-vă! Astăzi bucurați-vă! Dacă L-aveți pe Hristos, aveți mântuire. Asta înseamnă că putem trăi oricum? Nu, 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 în niciun caz. Venirea la Hristos ne responsabilizează. El e ușa, El e calea. Cu El mergem pe această cale. Viața veșnică vine în momentul în care l-am primit pe el. Haideți să facem un pas mai înainte. Deși revendic exclusivitate în salvarea omului, nu este intolerantă. Știți că este o discuție întreagă despre biserica ortodoxă, bisericile protestante, care sunt intolerante. Cel puțin în Europa de Est, oamenii sunt intoleranți. Noi nu spunem că Ion și Gheorghe se pot căsători. Și cei de afară, cei care nu agrează valorile credinței, spun, sunteți intoleranți. Sunteți niște oameni habotnici, Sunteți homofobi. Din motivul acesta trebuie să vă reformați. Așa cum am spus, predica aceasta are o concluzie. Iar Domnul Iisus Hristos nu face o concluzie, o altă concluzie decât ceea ce a demonstrat în mesaj până la momentul acesta. Ce spune El în mesaj? În mesaj spune așa, dacă te silește să mergi, cineva să mergi cu el o milă, mergi cu el? Dacă cineva vine să-ți dea o palmă peste un obraz, întoarce-i și pe celălalt. Dacă vine să-ți ia haina, dă -i și. Dacă iubiți doar pe cei ce vă, ce lucru neobișnuit faceți? Nu așa fac și păgânii? Iubiți pe vrăjmașii voștri? Vreau să vă întreb, este intolerantă religia creștină? Ea nu este intolerantă social. Și vreau să rețineți aspectul acesta. Ea este intolerantă teologic. Religia creștină nu este intolerantă social, ea este intolerantă teologic. Noi nu putem spune că mântuirea este prin Hristos și altceva. Noi nu credem că mântuirea e prin Hristos și botez, nici prin Hristos și vorbire în alte limbi, nici prin Hristos și fapte bune. Noi credem că Mântuirea este doar prin credința în Hristos și așa cum spuneau reformații, true faith alone, prin credință, doar prin credință, dar credința asta nu rămâne singură. Dacă este autentică, va aduce o grămadă de fapte bune, care nu sunt pentru mântuire, ci sunt o concluzie a mântuirii. O concluzie a faptului că Isus ne-a schimbat. Nu așa am sunt o faptură nouă. Eu chiar suntem aici o făptură nouă, avem o grămadă de oameni care ar putea să dea mărturie, avem femei ușoare care sunt mame în casa lui Dumnezeu, avem bețivi care sunt părinți, avem oameni care au avut căsniciile rupte și sunt puși împreună, avem dependenți care au fost eliberați, avem oameni care au scăpat din droguri, avem oameni cu depresii și cu probleme spirituale și emoționale care au fost reabilitați, pentru că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu al puterii, este un Dumnezeu viu și credința noastră este o credință transformatoare. Nu este exclusivist, este foarte tolerantă, dar este intolerantă teologic. Următorul pas, următoarea caracteristică. Calea îngustă este prezentată în contrastul predicii de pe munte și portretizată în contrast cu calea cea largă. Și, -și vreau să spun foarte, foarte pe scurt. Atunci când citim și citim superficial, ne gândim că cei care sunt pe calea cea largă sunt niște oameni foarte nespirituali. nu așa? Uh, cei pe calea îngustă cum sunt? Sunt cei care au mers pe drumul ăsta strâmb și greu, adică ăștia s-au rugat pentru săraci, nu numai că s-au rugat, alea au dat și bani. Apropo de ce cereai mai devreme, nu numai că n-au -au dat schimb niciodată serviciilor religioase, ei au fost întotdeauna la biserică, ei au știut cuvântul, ei sunt niște oameni angrenați în proiecte religioase, ei au performanțe religioase, pe când cei care sunt pe calea cea largă, Păi, exact opusul trebuie să fie. Ăștia nu citesc, ăștia nu dau la săraci, ăștia nu trez regula de aur. Regula de aur este în capitolul 7 și spune ce voi să vă facă vouă Faceți-le și voi la fel, asta este regula de aur. Înseamnă că ăștia de pe calea cea largă n-au făcut nimic de genul acesta. Nu uitați că asta este o concluzie a predicii de pe munte. Nu avem de-a face cu un grup de oameni religioși și unul nereligioși. Și un grup de nereligios, scuzați-mă. Nu. Am în două grupele, sunt religioase. Am în două sunt religioase. Am se roagă. Unii se roagă mai mult ca alții. Unii se roagă în piețe. Alții postez de trei ori pe săptămână sau uh, fac, dau zeciuială până la mărar și chimen. Motivațiile lor sunt diferite. Uh, ce e în interior e diferit. Pe afară se vede la fel. Interiorul, spune Domnul Isus Cristos, se de oasele morților. Așadar, calea cea largă nu este calea oamenilor păcătoși. Calea cea largă este calea oamenilor foarte religioși care nu se bazează pe Hristos. Și se bazează pe ei. Pentru că nu avem, dar o să mergem puțin mai departe și o să discutăm aspectul acesta. Motivațiile autentice, motivațiile credinței autentice sunt întotdeauna acestea. Din El, te rog să mergi înainte, din El, prin El și pentru El. Așa de important e să-ți verifici viața pentru cine trăiesc. Cum am ajuns eu la credință? Prin El. Nu sunt eforturile mele, nu sunt realizările mele, e prin El. Din motivul acesta El merită toată slava, merită toată închinarea. Pentru ce trăiesc? Pentru El. Câte frustrări ar dispărea dintre noi dacă toată slujirea noastră ar pentru El? Dacă viața noastră ar fi pentru El? Din păcate, de multe ori, avem Alte motivații. Următorul pas al uh, mesajului de astăzi este legat de pericolele credinței autentice. Avem acolo, uh, între acele oițe frumoase, un cap urât, un lup, un lup seamănă a miel, seamănă foarte bine, dar nu este miel. Așa cum spune cartea Apocalipsa, când m-am uitat, semăna cu un miel. Asta le spun și tinerilor la consiliere. Înainte să vă căsătoriți, ați avut o ceartă serioasă. Că uită-te la el, că seamănă miel, dar când deschide gura ai balaur. O vezi în biserică îmbrobodită, frumoasă. Te-ai certat vreodată cu ea, să vezi? S-ar putea să fie balaur? Uită-te bine! În biserică credința are niște dușmani. Bun, haideți să vedem care sunt dușmanii. Care sunt pericolele credinței autentice? Doctrină manipulatoare. O doctrină care te scoate de pe cristocentrism și te pune pe umanism. Ce faci tu? Cine ești tu? Întotdeauna discuții despre tine. Doctrină manipulatoare. Cât de ușor mestecăm astăzi mesajele Facebook? cât de repede dăm like-uri la mesaje care sunt pseudo-creștine. Un sincretism religios care este departe de spiritul Evangheliei. Ne lipsesc filtre. Dacă cineva poate ar veni între noi, după mesajul meu și ar spune lucruri, da, frate, asta este, da, dacă o să facem și asta, nu, 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 va primi Domnul. Și vom da dreptate și celuilalt, pentru că nu avem site, nu avem, nu avem repere teologice. Suntem într-o perioadă în care trebuie să ne alimentăm cu Scriptura cu doctrinele de bază, cu, nu doctrinele de bază, greșesc cu dogmele de bază. Să nu ne spună cineva peste ceva timp că botezul numele Tatălui al Fiului și al Sfântului Duh nu-i valabil, trebuie să ne botezăm în numele Lui Iisus, ca așa s-a botezat în fapte. Va trebui să avem niște repere. Din păcate, ce urmăresc și ce văd în biserici este că oamenii, cât ar fi de viguroși când încep să le depene așa o doctrină, cad leșinați. S ca să Bernard zic, cu ochii lăsați. Că așa și de bibliotecă cu ochii roșii așa și albi la față. Abia așteaptă să termine. Și înviorez rapid, fie cu o cântare, fie cu un, o povestioară așa care să le mustească ochii, care să-i facă să, Doamne, cine a vorbit domnul? Și s-ar putea să nu fie domnul. Și s-ar putea să nu fie domnul. Domnul să ne dea har să ne înfigem bine, bine de tot. Rădăcinile în Scriptură. Da? Să fim ca cei din Berea care spun, spune Scriptura despre ei că mergeau acasă să vadă dacă ce le-a spus Pavel este întru totul. Adevărat. Domnul să ne ajute să nu le luăm pe toate de bune. Chiar și mesajul de astăzi trebuie verificat. Al doilea pericol se leagă de lipsa eticii. Lipsa eticii înseamnă că ai doctrină corectă, dar îți place să furi bani, îți place să umbli după femei, îți place să te duci să joci, îți place să te droghezi, îți plac lucrurile ilicite. Curvia va rămâne curvie. Și peste o mie de ani de aici încolo, dacă nu va veni Hristos, Lipsa eticii. Oamenii ăștia cine erau? Oamenii ăștia făceau minuni. E mult mai ușor să observi o minune decât să observi etica unui om, viața unui om. Din motivul acesta vorbeam cu fratele Adi și spuneam, trebuie să fim foarte atenți oamenii care sunt promovați în slujire. S-ar putea să aibă daruri extraordinare și oamenii să spună, e domnul! Și să nu fie domnul. Să te uiți la cineva să spui, domnule, dar face minuni! Dar profețește extraordinar! Dar uite, dracii sunt alungați. Și Domnul să nu fie cu ei. Interiorul lor să fie un gol. Da, dar nu trebuie să judecăm. Știți că asta este o minciună drăcească în vremurile noastre? Cum am putea să ne dăm seama de un profet că e mincinos dacă nu îl judecăm? Cum am putea să vedem un copac că e sălbatic și care are roade rele dacă nu mergem aproape de el să vedem? Ia din ce roadă are? Îi hrăpăreți nu i roadă bună. E curvar, nu e roadă bună. E lacom, nu i roadă bună. E clevetitor, nu e roadă bună. Lucrurile astea sunt atât de clare ca lumina și întunericul, ca ziua și noaptea, ca adevărul și minciuna. Ca ce vreți dumneavoastră? Ca lucrurile antitetice. Al treilea dușman ne mira. Nu pericolul de sus, al doilea pericol este cel mai mare. Ci următorul pericol este cel mai mare. Pentru că e foarte simplu să-ți dai seama de cineva care, uh, nu știu, trăiește într-un păcat grozav, da? și-a lăsat soția poate, sau, eu știu, are relații consensuale multiple. Îți dai seama că nu e ok. Dar ce faci cu un om religios? Ce faci cu un om religios? Oamenii așa uh, spuneau Domnului, Doamne, Doamne. Știți ce, ce înseamnă asta, Doamne, Doamne? Avem câteva exemple în scriptură care uh, vorbesc despre asta. Când Domnul Iisus Hristos îi spune Martei, Marto, Marto, înseamnă implicare emoțională. Înseamnă că oamenii aceștia chiar aveau niște emoții religioase. Domnul Iisus repetă, adevărat, adevărat, înseamnă că e ceva cu adevărat important. Acest, Doamne, Doamne, ilustrează și doctrina corectă. Acel curios din limba originală, înseamnă că Dumnezeu este stăpânul. Oamenii ăștia recunoșteau intelectual stăpânirea lui Dumnezeu. Aveau doctrină, aveau emoții și aveau fapte. Ce le lipsește? Ce le lipsește? Că interpretăm și noi că s-ar putea să fie vorba despre noi. Și ne speriem, oh, s-ar putea Domnul să ne spună la sfârșit că nu suntem valabili. Domnul Iisus Hristos le spune, niciodată nu v-am niciodată nu v-am cunoscut. Implicația acestui cuvânt este că dacă v-aș fi cunoscut odată, v-aș fi cunoscut pentru totdeauna. Dar eu niciodată nu m-am unit cu voi. Voi n-ați avut niciodată o decizie personală a pocăinței și a primirii mele în viața voastră. O decizie care să fie reală și care să schimbe toată viața voastră. Voi n-ați avut-o. Oamenii ăștia au avut rezultate personale. Oamenii ăștia au avut Implicare socială. Oamenii și-au avut doctrină. Bun, lucrurile sunt complicate. Are un creștin autentic doctrină? Da. Are un creștin autentic pasiune pentru Dumnezeu și emoții? Da. Are un creștin autentic fapte bune și. Uh, da. Dar poți avea toate aceste lucruri și să nu fii un creștin autentic dacă n-ai o relație cu Hristos. Dacă nu te bazezi în fața eternității pe Hristos și te bazezi pe ceea ce ai făcut tu, n-ai nicio șansă. Asta este linia care curge prin întreaga predică de pe munte. Două feluri de spiritualități. Oamenii aceștia spune Biblia despre ei, nu mai rețin exact că a început să mă lase mintea unde scrie, dacă căutați dumneavoastră acasă, că se încredeau în ei și în neprihănirea lor. Mai țin mintea linii unde scrie? Pilda vameșului și a Cum scrie acolo? Cum zice? se încredea în ei înșiși. Nici o formă de încredere în Hristos. În cine te încrezi? În ce ai realizat? În ce ești tu? În realizările tale? Sau Hristos este singura ta șansă? În al treilea rând. <coughs> am vorbit despre... Scuzați-mă, am uitat ca microfonul la gură. Caracteristicile credinței autentice, Pericolele credinței autentice Vreau să vorbesc în ultimul rând Despre fundamentul credinței autentice Despre temelia credinței autentice Haideți să vedem primul pas Avem două construcții Și așa cum am spus La suprafață păreau identice Două forme de religiozitate aproape identice uh, Sigur, cei care n-aveau temelia pusă pe stâncă Erau cei care judecau Cei care judecau Ești un astfel de om care judecă? Te mândrești cu ce ai realizat în viața ta și arăți cu degetul spre oameni? E foarte posibil să ai temelia pusă pe nisip. Ce ar fi fost dacă astăzi aș fi venit în fața dumneavoastră și aș fi spus, vedeți laptopul ăsta, eu l-am realizat. Ați fi zis, ai luat-o razna. Cum să realizezi tu ăsta este un laptop, știm de la cine este, nicio șansă să fi făcut-o asta. Ești și nici n-am motiv să spun asta, pentru că nu l-am făcut eu. Dacă l-aș fi făcut, aș fi avut motive să, să, spun asta și să mă laud în fața dumneavoastră că am realizat ceva. Aș vrea să vă întreb, atunci când arătați cu degetul și spuneți, eu nu sunt ca celălalt, uitați-vă cum se îmbracă, domnule. Uitați-vă cum, cum și-a făcut părul. Zici că e venit la club. Și ești primul care arăți cu degetul. Și oamenii ăștia nu sunt la fel ca mine și nu sunt implicați. Vreau să te întreb, ai lucrat tu neprihănirea aia în viața ta? Sau a lucrat-o Hristos? Pentru că dacă ai lucrat-o, tu ai motive să te lauzi cu ea. Și de-aia te lauzi cu ea! Dar dacă ai lucrat-o, Hristos te întreb, de ce te lauzi? Ai vreun motiv să te lauzi? Nu ai niciun motiv să te lauzi. Pe de-o parte, fundamentul credinței autentice este legat pe de-o parte de har și pe de cealaltă parte de ascultare. Evanghelia este ca o bagnotă cu două fețe. Pe de-o parte, Domnul Iisus Hristos îi spune femeii prinse în vie, nu te-au sândit nimeni? nici eu nu te o sândesc, ăsta e har. Pe de cealaltă parte îi spune, du-te și să nu mai păcătuiești. Asta este rezultatul credinței autentice al harului în viața omului. Harul mântuiește, nu ascultarea. Ascultarea fără har este ca o haină mânjită Mi-e rușine să vă spun care este traducerea textului grecesc Este ca o haină extrem de băxită, de scârboasă înaintea lui Dumnezeu Cele mai bune fapte, cele mai nimoase acte de dărnicie și de generozitate Cele mai frumoase pelerinaje pe care le-ai făcut uh, Sunt fără valoare, fără harul lui Dumnezeu, fără Hristos De o parte har, de cealaltă parte ascultare Domnul Iisus Hristos a fost în proporție asta perfectă, har și adevăr. Noi suntem câteodată cu adevărul și batem pe frați, de Doamne ferește, și le dăm cu adevărul, de îi leșinăm și, pe de altă parte, uh, suntem câteodată atât de inclusiviști. Veniți, veniți oricum, nu mai predicăm pocăință, trecem cu vedere aspectele esențiale ca să fim împreună. Ambele sunt lucruri dezechilibrate și Domnul să ne păzească de. În al doilea rând Al doilea, al doilea aspect al, al fundamentului Al temeliei Un teren bun Nu o construcție bună Autenticitate, nu ipocrizie Această grupare religioasă Care făcea totul perfect uh, Să rugau mai mult decât Să rugau ucenicii Care aveau credința autentică Ei erau prezenți la templu ei erau niște oameni cu o conduită morală absolut excelentă. Problema lor fundamentală era una interioară. Era așezată pe mândria lor, pe eul lor, nu pe Hristos, ci pe dorința de a etala, de a epata, de a impresiona oamenii, a fi, a fi importanți. Erau ipocriți. Noi nu vedem asta, M-au păcălit foarte mulți, i-am adus la membralitate pe unii, pe unii uh, l-am convins pe Adrian să-i boteze, am zis că sunt păcăiți, pentru că noi nu vedem ce e înăuntru, Dumnezeu știe, dar în dimineața aceasta suntem chemați să ne analizăm: sunt un ipocrit? Sunt un om autentic? Chiar înseamnă pentru mine ceva Hristos? Îl iubesc? E doar o religie goală? Vin la socializare, la biserică? Ce e pentru mine Dumnezeu? Este un personaj de, de mâna a doua? Este un baz în care s-ar putea să fie sau nu? Îmi influențează viața într-un fel? Sau sunt un ipocrit? Dacă n-ar mai fi asta, nu m-ar schimba cu nimic. În al treilea rând, și vreau să concluzionez ca să las timp și pentru cântare, Bine binecuvântarea să-l avem pe Adi cu noi astăzi și uh, trebuie să profităm. Este vorba de o relație, nu o reușită. Niciodată nu v-am cunoscut, este cu tremurător. Voi lucrați fără de lege pentru că orice este în afara relației cu Hristos înseamnă fără de lege. Chiar și lucrurile bune s-ar putea să sună extrem, extrem de îngust la minte. Dar exact așa stau lucrurile din perspectiva biblică. Vorbesc pentru mântuire, pentru salvare. Săptămâna trecută, băiatul meu a avut trei teste. Trei teste. Unul la... nu-i pe aici. A venit? E acasă. Mă vede pe internet. A, e la școală duminicală? Haideți să râdem și ne întoarcem. <coughs> la primul a luat foarte bine la științe, la limba română a luat puncta și maxim, și mi-a spus, tati, dacă iau și la matematică merg la familia Bondilă să dorm. S -s -s săptămâna trecută. Acum, pentru mine e foarte bine, cei care aveți copii mici, uh, e foarte bine să-i lăsați să aibă legături cu frații, mai, co copiii din biserică. Pentru că în loc să le dați bani, îi puteți să doar unii la alții. E o monedă de schimb extraordinară. Vă recomand asta. Până acum îmi cerea bani. Acum asta e moneda de schimb. Poți să mergi să dor la Fane, Dobre sau la Bondile sau în altă parte, la Oana Petre. este extraordinar. Și a, la două zile mi-am primit un mesaj și mi-a spus, tati, n-am luat punctaj maxim. Am luat cu trei a, sutimi, nou, am luat 100%, am luat 97. Am avut trei greșeli. Mă mai las să mă duc și știți, lucram la mesajul ăsta încă de atunci mă gândeam, dacă mântuirea e prin fapte, vă rog, ascultați-mă bine de tot, o să închei imediat. Unii dintre dumneavoastră vor rata salvarea la 300.000. timp. Ar fi cinstit să ratați salvarea împreună cu cel ce a luat 20 de puncte? Dumneavoastră cu 97? Din motivul acesta, vestea bună este că salvarea dumneavoastră, sufletului dumneavoastră nu e prin fapte, e prin Hristos. Nu e printr-o religie, nu este printr-o membralitate, ci e prin Hristos. care e credința adevărată? Credința adevărată poartă un nume, Isus Hristos. Du-te cu El în biserica ortodoxă, dar trăiește cu El. Fii cu El în biserica catolică, dar trăiește cu El. Ești în biserica penticostală, Dumnezeu să te binecuvinteze, trăiește cu El dacă nu vei merge în iad indiferent cine ești, indiferent ce pedigrii religios ai, așează-ți viața pe temelia aceasta, numită Hristos. Ia neprihănirea Lui, pentru că nu sunt doar că două neprihăniri în lumea asta, două căi, două uși, neprihănirea ta sau neprihănirea Lui, viața ta sau viața Lui. Nu intră în cer nimic decât neprihănirea Lui Dumnezeu, care este Hristos. El a fost făcut pentru noi, neprihănire, sfințire, și răscumpărare. Suntem chemați în dimineața asta, o să vă aduceți aminte telefoanele astea două. Asta e machetă, adică e goală până înăuntru. Ăsta e un telefon adevărat. Dacă le cântărești, e diferență. Ce înăuntru face diferența? Ce e în afară, dacă te uiți la ele, identice. Te poți înșela? Dacă te uiți înăuntru, Dumnezeu știe ce e înăuntru. Dar și noi putem afla astăzi prin intermediul cuvântului și al Duhului ce e în inima noastră. Și dacă lucrurile nu sunt bine, te chem astăzi la pocăință. Te chem astăzi să-ți deschizi inima față de Domnul Iisus Hristos și să-l primești în inima ta. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Iisus, îmi e de ajuns. Iisus, îmi e de